Ăsta YouTube-ul Dorian Popa, mă? Salut, mă, eu sunt Laurențiu Popa, celălalt ego, ăla mai barosan. Vezi că azi facem Kiss, Mary, Kill, o soar lejer. Îi omor pe toți care mă supără sau le omor. O să-l ascultați și pe fraierul de Dorian Popa. O să fie în dreapta acolo. Hai să începem. Salutare, eu sunt Laurențiu Popa, ego ăla rău pe care l-aveți toți în voi. Da, aici cu fraierul de Dorian Popa, zi, nu știu ce v-am. Bună seara, trebuie să-mi cer eu scuze pentru alter ego-ul meu, dar câteodată devine foarte, foarte golan. Dar să știți că pentru orice se întâmplă îmi cer scuze anticipate, mi-asum totul. Am să-l scos și pe un pic în lume, dar nu, voi nu putea să fie îndrăguț așa cum e tot timpul. Fiți atenți cu ce treabă. Astăzi avem Kiss, Mary, Kill Challenge. Vă explic eu ce înseamnă, că dacă las pe asta nu e extensiv o post. O să avem 21 de nume de vedete, aici în Colivia asta, aici ne mândă la lui. Și o să extrag eu pe rând câte 3 nume de vedete și o să spun eu prima oară pe cine sărut, pe cine vreau să mă căsătoresc și pe cine împușc. Și după aceea o să-i dau și ăsta. Băi, ce să zic, mă, mulțumesc că mă lași pe mine să vorbesc pe canalul meu de YouTube. Gata, ai vorbit destul, Zic să nu mai stăm prea mult la vorbe și să începem toată treaba, da? Trecem la prima extragere și cred că cel mai bine ar fi să extrag deodată cele 3 nume. Dau variantele, spun și pe scurt de ce aș face ce fac. Bă, mă lasă să vorbesc. Ce faci tu? Round 1. Fight. Eu extrag cele 3 bilețele. O să zic pe scurt de ce mă pup cu cine și mă căsătoresc cu cine și how. După aceea îi dau și tu. Da, mă? Bine, mă, ok, face. N-am vechi să face. Uite, bă, de aici, că dacă eu zic să faci așa, așa faci. Hai. Prima extragere. Să bag mâna. 1, 2, 3. Te-ai pregătit, mă? Andra Gogan. Bună, Andra, te pup. Romania. Ăsta e fratele tău, mă, auzi, mă, mă? Salut, bro. Da, ce să zic, mă? Sore. A fost colega ta, bă, de serial, mă. Prieteni, erați voi acolo, la Valea. Bă, vezi ce vorbești de la la Ben și nu mai fi mâncat. Facem în felul următor. Vă zic eu, e foarte simplu. Ne măritam cu Andra Gogan, ne pupăm cu Romania, deși nu-i băiețește deloc, și o pușcăm pe sore, ești nebun. Zi-mă și tu. Hai. Da, mă, stai că zic eu. Eu zic că, tocmai pentru că Romania este fratele meu și mă cunoaște foarte bine și am lucrat împreună extraordinar, mă va înțelege atunci când voi spune că domnișoarele nu ar trebui omorâte sub nicio formă. O respect pe colega mea, sore, pentru că are o familie întreagă. Deci, o pupăm pe sore, ne măritam cu Andra Gogan, se pare aceeași decizie cu altă regă, ăsta nebună de tot. Și îl împușcăm pe fratele bro cu toate salutările, spunându-i că domnișoarele trebuie salvate de la moarte cu orice preț. Bun, și acum e rândul meu. Brrrr, mă, unde vrei tu repede să... Bă, eu aleg toate bilețele, dar... Bă, n-ați înțeles cum așa de la început? N-am spus că eu fac toate extragerile și... O pic ăsta vorbește după mine? Extragerea numărul 2. Arma. Londino nebuno. Mamă, asta e groasă, bă, ești nebun. Lidia Bucne. Mă, ce facem acum? Ce faci, mă, acum? Liviu Teodorescu. Bun, foarte simplu. O pup pe Ana. Mă mărit cu Lidia Bublă, îmi pare rău, Răzvane. Eu sunt ego ăla rău. Frate, Liviu Teodorescu. Bă, să dați like, share, subscribe și tot ce trebuie, da? Și arătăm un like-ul ăsta, ce înseamnă barosoneala. Bun. Hai, mă, zici odată! Bine, frate, rândul meu din nou să salvezi situația. Băi, pentru că Ana în toată ecuația asta este cea căsătorită și cu copil, o să o omorâm pentru că n-am vrea să-l supărăm pe Cristi, soțul ei, îl pupăm pe Liviu Teodorescu și în ideea că vreodată o să arătăm ca Johnny Depp, ne măritam cu Lidia Bule aici, nebun la cap, că am văzut că tot pune poze, cred. Mamă, John, m-a bruiat, deja am început să vorbesc cu John, m-a bruiat la chelul ăsta, dar nu mai știu ce trebuie să zic. Extragerea numărul 3, 3 nume, Kiss, Mary, Kill Challenge, făcut de fratele Laurențiu Popa, Ego Rău, how? Avem și vlogger de ăștia, Cuza, alt frate de acolo. Da, mă, Cuza, e fratele meu, te pupă fratele Cuza, mare ăsta de ciudă. Te-ai și împușca, mami, dar ești prea frumoasă, ești nebun. Gina Pistol, ce faci, mă, Ginuțo? Bun. Cu știlic ăsta, bă, m-am zis că rupe vizualizările, mă. Tot vlogger așa ăsta de-al tău. Shelly. Aici mi-e simplu, mă. Îmi place mie de fraților ăsta. Cuza, muza. Cuza, te împuși, bă. Bă, Shelly ăsta mică-l cu, mă, că mă distrează, mai rând cu ele și nebun. Gina Pistol. Would you fucking marry me? Zi, mă, căț.
țelule. O să-mi împuși chiar și un prieten, gândind că știe că sunt acolo aproape și că nu i-aș face asta niciodată. Îl omor pe fratele Cuza, iartă-mă frate, dar ești de-al meu și înțelegi despre ce-i vorba. Îl pupăm pe Shelly pentru că face treabă foarte bună și îl respectăm. Și o să-i spun ceva la sfârșitul acestui vlog și lui. Și o luăm de nevastă pe Cina Pistol, pentru că din câte știu este și singurică și oricum este singura domnișoară din această extragere. N-avem cum să-i facem ceva rău, nici de cum. Bă, sincer, eu nu înțeleg ce face ăsta, de ce încearcă el să-l îngușească pe toată lumea. Domnul John, dar cum să o omori pe ăla? Bă, și el omoară pe cineva, nu știu dacă ați înțeles. Deci până acum, chiar dacă nu i-a omorât pe aia pe care i-am omorât eu, a omorât și el pe cineva. Și vă spun eu că oricare dintre voi de acasă ați omorât pe cineva dacă ați putea. Imaginați-vă numai de câte ori v-ați gândit, mamă, ce aș face ăsta, mamă, ce i-a luat pe cap. Extragerea numărul 4. Aaa, am crezut că e vreo bună proastă să te muri. Tequila. Da, o știu pe asta, mică. Tot vlogărița de-a dat. O, da, da. Bă, vă spun un lucru. De când a făcut 18 ani îmi place de ea. Nicol Sherry. Am văzut că îi place cu haine mulate. Bă, Nicol, băi, mică, bă, Nicol, bă. O, stai așa că, da, sărim de la Nicol la găina bătrână. Adrina Pestriță, ești nebun. Da, mă, ce să zic. O pupă șerică e mică și te supără taxi pe mine. O iau de soție pe tequila, că face vizualizări John și face bani aici acasă. Și o puși pe Adrina pentru că, din păcate, am un prieten vagabond, Bârciu, pe care nu l-aș trăta niciodată. Ia zi mă, să te văd acum, pe cine puși, da? Ce să mai zic, mă, fraților? Este ordinea potrivită, este simplu și foarte frumos spus. O pupăm pe Nicol Sherry pentru că nu vrem să-l supărăm pe tata George niciodată. Ne măritam cu tequila doar din motivul că nu am putea avea nicio tentativă către Adrina Pestrițu, pentru că știu că fratele meu Vârciu o are la suflet acolo unde trebuie și așa trebuie respectați prietenii, nu un frate vagabond, cum zice Cutărescu. Este prima extragere la care trebuie să fiu de acord cu grosolanul ăsta, misoginul ăsta. Mamă, că am ajuns și la 5 extragere și nebun câte panicai, că durează că vorbesc eu mult și că sunt lent. Păi sunt lent, bă, ca citate și tu. Ei, ei, duciuma că e toată ziua, stânga-dreapta și chiar în priză, în cur. Așa, extragerea numărul 5. Fiți atenți aici, 3 dintr-o bucată. Hăți, mamă, John, asta e groasă de tot. Zice Andra, Rubi și Ilie, John, bănesc că e vorba de vloggerul Ilie. Vloggerul Ilie, mă, prietenii tăi ăștia, frații tăi, când vă filmați singur ca trebuiți? Bă, Rubi, asta e bună cătare. Ne mărităm cu Rubi. O ocupăm pe doamna Măruță și ocupăm și pe domnul Cătălin, cât de rai am fi tot prieteni suntem cu ei. Și îl împușcăm pe fratele lui ăsta aici, mai bun. Ia zi-mă tu, hai, să te văd acum, cum o reglezi cu doamna Măruță, cu tovarășta Rubi și cu fratele tău Ilie. Să te văd, mă. Păi uite să mă vezi cum o fac, ia fete, foarte simplu și mult mai elegant decât tine. Andra Măruță, familia Măruță, vă pup, vă iubesc. N-aș căuta niciodată nimic acolo. Așa că te pușca Andra, iartă-mă, dar e mai bine să fiți voi între voi. Îl pup pe fratele Ilie și doresc mult spor la casă, că suntem în același film. Și evident că m-am urit cu sora Rubina pentru că știe că e o glumă. Extragerea numărul 6. Smiley. Aude-o, bă, dar-i prindă, bă, ți-ai pus toți frații, bă, bă, te-ai de-a rugat să-i promovezi, vă plătiți între voi de vă vorbiți în vlogurile astea în continuu. Adrian Pop ăsta m-a săpăcit cu Pop ăsta în continuu, că Constanțean de-a lui, că se știu de când sunt mici, John. Așa, da, în altă capră, Laura Giocanu, cu siguranță mă voi împușca aici, nu? Cu siguranță, depinde acum, cum vă gândiți. Nebunilor, oh. Da, mă, hai să trecem la subiect, repede. Bă, avem doi băieți, bă, pe unul din trei trebuie să-l pupăm, ești nebun, că doar nu ne-am căsătorit cu el. Ce să zic, mă, eu nu-s cu vloggeri ăștia, ai tăi mai văzut de la început pornit, bă, e așa că ți-l împușc pe Adrian Bob ăsta, frate, nu te supăra, dar eu sunt din Constanța, eu sunt din București. Îl pupăm pe Smiley ăsta, că prea iubește tatăl meu, ești nebun, rău, bun să fii, n-ai cum să nu-l faci pe Smiley. Și, da, mă, am rămas un pic pe gânduri, că mă tot văd pe Instagram și mă gândeam. Ne măritam cu Laura Turcan, mă. Ai de iubita frumoasă, din nou cu ăla. Mă, nu ne-am mâncat să-i viață, da. Îți! Zi, mă, și tu. De asta mi-am suprimat eu acest alter ego, adică pe tine, pentru că e prost, John, ce faci, e foarte prost, e urât, nu este elegant.
Nu se cade să fie așa. Ordinea mea în această ecuație, pentru că mi-este prieten de când sunt mic și pentru că dau laud cu asta, fiindcă este frumos și mă bucur că suntem amândoi în aceeași branșă, îl omor și îl împușc pe fratele Adrian Pop și spun să nu-și facă nicio grijă că gloanțe oarbe. Îl pun pe Smiley pentru o carieră excepțională și pentru faptul că este doar un oarecare pe care toată lumea îl iubește. Foarte greu să fii persoană publică și să-ți iasă asta. Și da, uite mă, suntem la aceeași decizie aici. Ne mărităm cu Laura Giucanu pentru că este o tânără domnișoară foarte frumoasă, carismatică. Hai să vedem și ultima extragere mea și frică cu asta să nu facă vreo extragere de aia mericoloasă și nebun. Dacă vă place foarte mult de mine, Laurențiu Popa, ține minte. Faceți ca vlogul ăsta să aibă mai multe vizualizări. Vedem peste nasă în Faerica. Ia să vedem. Uoooo! Păi ce să facem cu ăsta, mă? Că nici nu știm cine e aici, nebun. Carlos Dreams. Oooo, bine! Tunat, bunuț, Laura, bine, bine, pacheta LG și bă, du-te, bă, de aici, că o să zic ăștia de acasă că am făcut-o pe asta, ești prost. Cine credeți, mă, că e ultima de la extragerea asta? Alina Eremia, mă, nebunule, mă, jumătatea ta. Da, ce să zic, bă, grea ultima extragere. Că îmi place de ea, e fata salon, tunată bine. Ce-i furul ăsta, mireasa, ești nebun, vino în coaie, Remio, că te fac eu să ție de băia rău. Și așa știu că pe loc cu mințile, plan proiecțiile. Zi-mă și tu, haide că am terminat, gata. Te ascult, John. Mamă, ce mi-ai făcut? Cum mă să extragi fix Alina Remio la ultima extragere, mă? Și lângă Laura. Ca să zică lumea că am făcut-o plănuită, ești nebun? Da, mă, păi ce să zic, băi, eu știu foarte bine, le știu relația, știu că e ceva puternic între ei. Laura și Kieru, vă pupă fratele, îmi pare rău, Laura, te împușc, te lasă lui Ionuț forever. Carlos Dreams, te pup pentru că îmi dai o lacrimă de fiecare dată când îți ascult piesele. Iar Alina Eremia, n-aș avea cum să nu te iau de nevastă dacă am fost soț și soție și pariu cu viața, păi ce ar mai fi să fim și în Kiss, Marry, Kill Challenge. Îi mulțumesc foarte mult arogantului și nesuferitului Laurențiu Popa pentru că mi-a acordat outro-ul, pentru că vreau să fac o super propunere. Cui? Unora dintre cei care și-au auzit numele în Bolivia de mai devreme, pentru Shelly și Adrian Pov. Da, v-ați auzit bine numele Shelly și Adrian Pov, vă provoc să faceți Kiss, Marry, Kill Challenge cu un alt ego de-al vostru. Orice alt ego vreți voi. Poate să fie arogant, poate să fie mai glumeț, poate să fie mai impertinent, poate să fie misogin, poate să fie sarcastic. Ideea este că vă provoc și vă mai spun încă o dată numele ca să înțelegeți cât de provocați sunteți. Shelly și Adrian Pov, Adrian Pov și Shelly, să faceți această nebunie de Kiss, Marry, Kill Challenge cu un alt ego de-al vostru. Evident, dacă aveți plăcerea și vreți să preluați această provocare pe care eu vi-o întind. Sper că v-ați distrat cu aceste două personalități ale mele și vă invit să dați un follow pe Instagram, eu sunt Dorian, un subscribe aici Dorian Popa pe canalul de YouTube, pe Facebook ne găsiți tot Dorian Popa, vă mulțumim foarte mult, dați un like, dați un share, urcați-ne în trending, ajutați-ne așa cum ați făcut-o până acum și dacă vă place sau aveți sugestii și idei noi, scrieți-ne acolo la comentarii pentru că noi le citim pe fiecare. Vă pupă fratele și abia aștept să văd ce fac Adrian Pop și cu Shelly. Seară bună! Stai! Știu ce avem de făcut. Ca să ajutăm la provocare, intrați pe canalele lui Shelly și lui Adrian Pop, dați-le subscribe dacă nu le-ați dat deja și scrieți-le acolo la comentarii. John, vezi că te-a provocat John Popa să faci Kiss, Marry, Kill Challenge cu alter ego. N-au cum să nu fac în situația asta. Vă pup, nu uitați, scrieți-le la comentarii acolo, da? Să mă vindec de amor, rămân cu amintiri care dor. De amor. Nu pot să mă vindec de amor, rămân cu amintiri care dor.